Iar când a venit mama, pentru că era plecată, după respectivele injecții, nu știam cum să-i spun, cum să-i fac pregătirea să intre în cameră să-l găsească pe tata decedat. Da. Așa că ăsta a fost foarte, foarte emoționant și greu moment. Dar a trecut. Deja s-au făcut 12 ani de la acel moment, dar el a rămas în sufletul meu și o să fie în sufletul meu pentru totdeauna. Tata meu. Acum o să te întreb, pentru că tatăl a fost, tatăl tău ți-a fost o figură foarte puternică, l-ai iubit mult, îl iubești mult, bărbat matur, trecut prin viață, cu atâtea și atâtea experiențe. Bănuiesc că nu ți-a fost ușor nici atunci când erai în adolescență, nici poate pe la 20-25 de ani, să te îndrăgostești de un puști. Nu? Pentru că aveai o altă figură masculină. Culmea face că m-am îndrăgostit de puști. Numai de puști în viața mea. Da, așa. Iar tata era cel căruia mă confesam. Cu el am discutat toate nebuniile și despre toți băieții din viața mea. Și ce părere avea tata despre băieții ăștia care se învârteau în jurul fratei lui? Cum am mai spus? Tata era foarte tânăr. Și mi-a spus, hei, câți de X vei întâlni tu în viața ta? Pentru că eu am fost foarte statornică și sunt în dragoste. Așa. Practic, la prima mea relație, iubirea mea din liceu, am rămas vreo 4 ani jumătate. Și probabil că dacă nu aș fi venit la Timișoara, aș fi rămas mult mai mult timp, pentru că noi atunci ne-am și despărțit. Dar dacă dragostea, de exemplu, atunci în adolescență n-ar fi fost înțeleasă de ai tăi, de ai lui, ai fi fugit? Ai fi fugit cu el în lume? Ești genul ăsta de femeie? Cred că sunt genul ăsta de femeie. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut nevoie de așa ceva, sau mă rog, că părinții mei au fost întotdeauna de acord cu relațiile pe care le-am avut și cred că au fost de acord în primul rând pentru că au fost niște părinți înțelepți și apoi pentru că eu am fost atrasă de băieți foarte cum se cade. Băieți cu mult bun simț, cu care am și avut relațiile astea frumoase. Băieți de treabă. Dar pentru că vorbim de dragoste, aș vrea să o urmărim pe Silvia într-un monolog, într-o emisiune, Inelul cu Diamant. O să vorbim de Inel și de toate alea, câte s-au mai întâmplat, pentru că mi-a atras atenția în mod deosebit monologul tău. Hai să o vedem pe Silvia, actriță. Ce faci? Tu pleci? Îți iei geamantanul și pleci? Eu rămân singură, Gogule! Ești cine, Gogule? Cum să rămân eu singură? Eu m-am sacrificat pentru tine și m-am retras din câmpul muncii. Te credeam un golan cu sufletul curat. Respirai atâta siguranță. Erai atât de tandru. Chiar dacă m-ai bruscat de atâtea ori, chiar și atunci eram sigură, absolut sigură că voi muri în brațele tale, Gogule. Oare ce am văzut eu la tine? Mă întreb. Nici frumusețe, nici delicatețe, da, ce să fac, sentimentul se naște fără voie. Știu, mi-a plăcut felul tău de a fi și acum vrei să te disprețuiesc, acum vrei să te las dracului în pace. No, nu-i chiar așa de simplu, Gogule, ce pot eu să fac dacă mi-a intrat în sânge? Îți văd toate defectele cu precizie. Și totuși, te iubesc. Te ador. Te iubesc. Cu tot cuvidul tău sufletesc cu tot. Stai! Vreau să mor în brațele tale, Gogule! O femeie pasională, cu trăiri intense, așa și în realitate? Da, din fericire pentru partenerul meu de viață, așa. Nu mă enervează. Pentru că altfel cine știe, sunt temperamentală. Ai grijă! Ai lucrat cu cineva pentru monologul ăsta? Erau acolo oameni care ne-au ajutat și ne-au dat indicațiile respective.
Eu consider că dacă aș fi studiat actoria, aș fi putut să fac cu succes această carieră, dar nu mă consider deloc o actriță, pentru că, exact ca în muzică, trebuie să muncești pentru a deveni actor. Și este o meserie teribil de grea. Da, să știi că ți-a ieșit foarte bine. O să mai vorbim despre emisiunea. Despre emisiunea din care am scos monologul ăsta, Inelul de Diamant. Pentru că ai câștigat inelul. Da. O să te întreb mai târziu ce ai făcut cu el. Pentru că tot vorbim despre pasiune, despre trăiri intense. Mă gândesc așa că, din nou îți spun părerea mea, par genul de femeie care deține controlul într-o relație. Faci numai ce vrei tu? Nu. De așa. Foarte multe ori, exact așa, aparențele, dincolo de aparențe. Exact. Foarte mulți oameni cred că eu sunt tartor în relația mea. Dar, de fapt, să știi că sunt foarte tolerantă. Sunt înțelegătoare, îmi place foarte mult ca amândoi să avem idei și să discutăm. Poate de multe ori am eu dreptate, poate de multe ori are el dreptate. Și atunci nu vreau deloc să fiu eu cea care domină într-o relație. Îmi place cumva acest echilibru și egalitatea, dar nici să fiu dominată vreodată. Dar dacă bărbatul din viața ta nu te-ar mai dori, să zicem, l-ai lăsat să plece ușor sau ar face o scenă precum cea cu Gogule? Dacă bărbatul din viața mea nu m-ar mai dori, așa, înseamnă că nu mă mai merită. Bine zis! Pur și simplu nu i-aș face o scenă, pentru că nu are sens, nu pot să controlez sentimentele unui om. I-aș ura drum bun, bineînțeles că nu mi-ar fi foarte drag, probabil în momentul acela, cu toată sinceritatea, mi-ar fi foarte greu, m-aș simți respinsă. Dar aș încerca să-mi înghit durerea și să mă duc acolo în cei patru pereți ai mei și să sufăr în tăcere, neștiută de nimeni. Și eventual să mai acționezi într-o situație din asta nu provocatoare, cum s-au întâmplat. Au fost câteva. Bine, cu siguranță că mi-aș dori să ne întâlnim întâmplător și să arăt al naibii de bine. Așa. Și eventual să reușesc ceva senzațional din punct de vedere profesional și să-i spun: a, vezi cât de bine mi-a mers de când nu mai sunt cu tine. Și poate cu un inel de diamant pe deget. Da, oh, nu. Ce-ai făcut cu inelul ăla? Am câștigat inelul, valoros? Cu greu aș spune, valoros. Cam 11.000 de euro era valoarea lui adevărată. Concretă, și da, exact așa l-am dus la o licitație și l-am vândut. Așa. Era frumos, dar n-ai vrut să-l păstrezi. Eu dintotdeauna am spus că nu îl voi păstra. În momentul în care am fost întrebată ce voi face cu el, am zis clar, îl voi valorifica. Înțeles. Și exact asta am făcut. Și banii ai investit? Nu, sunt deocamdată bine puși. Întotdeauna singurul lucru pe care l-am făcut cu banii sau cu o parte din bani, am ajutat undeva unde știam că este nevoie. Pentru că am o teorie în viață: întotdeauna când am un câștig substanțial, împart. Pentru că atunci este cu adevărat primit. Și știu că făcând un bine, automat găsești bine. Dar nu neapărat de aceea trebuie să faci bine. Pur și simplu, așa simt eu. Dacă am o bucățică, trebuie să împart o mică parte și cu cineva. Dar cu cineva care știu că sigur are nevoie, și apreciază. Da. Poze provocatoare? Da. Nu? Trebuia să fac câteva poze provocatoare în viața mea. Pentru scandaloase? Că, nu neapărat, nu scandaloase. Doar la 7 luni, singurul nud pe care îl am. În rest, asta este, cred că, cea mai provocatoare poză pe care o am. Așa. Dar... zic eu, este artistică. A scandalizat pe cineva poza asta? Nu. Din familie? Nu, deloc. A spus mama ceva? Nu, i-a plăcut foarte mult. Și a zis: foarte bine, draga mea, dacă nu vei face acum la tinerețe, păi când atunci? Absolut. Exact. Și mie mi s-a reproșat de foarte multe ori că nu îmi dezvălui feminitatea și că sunt mult prea îmbrăcată și mult prea serioasă de multe ori și nu sunt un personaj neapărat serios. Adică am seriozitatea mea acolo unde trebuie și când trebuie, dar în rest sunt o zvăpăiată. Și cred că lucrul ăsta se vede foarte clar din privirea mea. Da, se vede. Da, apropo de scandalos, Silvia, mă gândesc la videoclipul vostru din 2006, un hit, un succes important al anului acela pentru voi. Da. E scandalos? Nu? E scandalos. Luăm o pauză de publicitate și o să revenim cu acest videoclip pentru câteva minute. Rămâneți aici.